pacea Domnului. Ne bucurăm pentru încă o zi atât de minunată în care putem să venim înaintea Dumnezeului nostru, cu inimile noastre, să ne dedicăm Lui în totalitate, să lăudăm pe El, să ne închinăm Lui. Pentru ziua de astăzi, o zi deosebită, de post și de rugăciune împreună cu toată biserica, avem un text foarte frumos. Coloseni 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiească din belșug în voi în toată înțelepciunea învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră amin ce text minunat iar tema pentru astăzi este cuvântul care aduce mulțumire în inimile noastre Cuvântul care aduce mulțumire în inimile noastre. Astăzi, când trăim într-o lume parcă a nemulțumirii și parcă pentru orice aspect din viața noastră, tindem să fim tot mai nemulțumiți. Și începând chiar de la lucrurile neînsemnate, spunem noi, lucruri mici. Poate suntem mulțumiți pentru că nu mi funcționează telefonul așa cum vreau eu, pentru că nu este atât de performant. Sau eu știu alte lucruri neînsemnate. Și tot avansăm. Devenim experți în nemulțumire. Devenim nemulțumiți în lucruri tot mai serioase și mai importante în viața noastră. Și suntem nemulțumiți. Nu ne mai convine aproape nimic. Nici locul de muncă, unde poate nu suntem apreciați, nici mașina pe care o conducem, la care tot trebuie să schimbăm câte ceva, ne mulțumiți. Parcă nu ne mai convine în cercurile de prieteni sau poate în familie, pentru că nu ne mai bagă nimeni în seamă, sau poate nu ne mai convine biserica în care suntem sau comunitatea din care facem parte, pentru că, Și într-o astfel de lume a nemulțumirii vine Pavel, care, apropo, nu mai trăiește. Dar vorbele lui sunt vii, pentru că au fost inspirate de cel ce a fost, este și va fi, și a cărui cuvânt are putere. Slavă lui. Și Pavel ne zice: Cuvântul lui Hristos să locuiască din Belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și accentuez cuvântul belșug. Pentru că e atât de important ca cu adevărat cuvântul lui să locuiască în toată plinătatea, să locuiască toată bogăția, să fim bogați de cuvântul lui. Hristos este a tot suficient. Credem noi lucrul acesta. Este o cântare frumoasă ce spune Hristos îmi ajunge pentru orice lucru ce poate să mă pese, pentru orice lucru ce îmi îngreunează viața, Hristos îmi ajunge, mi-e de ajuns doar El. Ce cântare frumoasă și ce declarație frumoasă putem să facem. Însă, vă spun că aceste lucruri nu au valoare dacă viața noastră nu e în concordanță cu El, cu cuvântul Lui și nu se mulează pe ceea ce El ne-a îndemnat prin cuvântul Lui. Și dacă nu punem în practică acest Hristos, îmi ajunge. Trebuie să ne umplem și să lăsăm ca Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în noi. În perioada aceasta, tinerii sunt în focul examenelor, așa cum se spune. Examene, unele mai importante ca altele. Însă să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i aducem în rugăciune. Să-L slăvească pe Dumnezeu prin tot ceea ce fac și să-L onoreze pe El cu rezultatele pe care le vor avea. Să continuăm, să căutăm umplerea aceasta de cuvântul Lui și să căutăm să aducem slavă prin purtarea noastră, prin tot ceea ce suntem noi în viața de zi cu zi. Vă aduc aminte ceea ce psalmistul a spus odată. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, te caut din toată inima, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin, să ne ajute Domnul la aceasta. Și acum, partea cea mai melodioasă, să spun așa. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și mă rog în momentul acesta, îmi doresc mult să fiți învățați, să fiți sfătuiți și să fiți mângâiați, cum altcumva, dacă nu așa cum zice Pavel, printr-o cântare inspirată de Dumnezeu, fratelui nostru Niculiță Moldovianu. Eu cânt cântări din dragoste de semeni Să-i pot înălța ușor spre Dumnezeu Că el să poată fi și ei asemeni, nemuritori și fericiți mereu. Că el să poată fi și ei asemeni, nemuritori și Eu când cântăc salin orice durere și să trezesc credința în Isus, să torn în inim dulce mângâiere și să arăt o cale spre mai sus. Să torn în inim dulce mângâiere și să arăt o cale spre mai sus. Eu când cântări să mai mult iubirea, În lumea urii pe unde trec străin, Prin taina lor să îndrept spre mântuirea, pe care harodă la tot de plin. Prin taina lor să îndrept spre mântuirea pe care harodă la toți de plin. Eu când când ca așa mi-e dată viața. Nu pot altfel, eu sunt făcut să cânt. Și vreau și inima în și fața să cânte veșnic slava celui sfânt. Și vreau și inima adânc și fața Să cânte veșnic slava celui sfânt. Amin. Ce frumoasă cântare! Pentru ce cântăm? Pentru ce aducem cântări înaintea Dumnezeului nostru? Înainte să închei, vreau să vă spun o istorie sire. O întâmplare, tot a fratelui nostru, moldovian. Într-o zi, când a fost vizitat de un alt frate, fratele nostru vizitator îi pune o întrebare. Și. El întreabă frate Niculiță: Nu sunt prea multe cântări? Asta în contextul în care fratele moldoveanu a scris mii și mii de cântări spre Slava Domnului. Vine întrebarea: Nu sunt prea multe cântări? Fratele nostru nu a primit răspunsul chiar pe loc, iar la următoarea vizită, fratele moldoveanu îi răspunde. Cum? Prin cea mai nouă compoziție a dânsului, care spune așa. Nu spre multe cântări. Nu spre multe cântări să te înalțe, Iisuse, prin lume, nici condei și nici grai să cuprindă în chemări. Ce dulce și sfânt e al tău nume. Nu spre multe cântări. Nu spre multe cântări despre har, nu prea multe cântări. Nu prea multe cântări despre har, adevăr și lumină, despre atale eterne și sfinte îndurări și nadești ce în curând o să vină. Nu prea multe cântări. Nu prea multe cântări despre crucea și jertfa slăvită. Ele arată mai limpezi și drepte cărări spre a vieții cetate însorită. Nu spre multe cântări. Nu spre multe cântări, căci în templul veciei cel mare și ființe și toate ale tale lucrări vor vibran necurmată cântare. Nu, nu spre multe cântări atunci când vine vorba de închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, atunci când vine vorba de slăvirea numelui Său, atunci când vine vorba de îmbărbătarea fraților și surorilor noastre. Și mă rog să fim plini de cuvântul Său și plini de recunoștință și să lăudăm pe Dumnezeul nostru și să-i întărim pe frații și surorile noastre, pentru că niciodată nu este prea mult. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.